Pavel tocmai a împlinit 34 de ani și are un corp de invidiat. Am fost și noi curioși să aflăm cum reușește vedeta să arate senzațional de fiecare dată, așa că echipa prietenilor a însoțit-o la sală. Hola! Da, Româna! Ce faci? Bine! De unde știi că mi-e sete? A pizza și la muncă! Astăzi vreau să facem niște abdomeni, fesieri, da? Și niște biceps femoral. Claudia nu a stat pe gânduri și s-a apucat de exerciții. Și când ne îndreptăm și ne ridicăm, strângem tare și din fesieri, ca să împușcăm două iepuri cu un glonț. Ca să lucrăm și lombarii și fesieri. Se simte? Hai, sus, 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 sus. Și revii, flexezi și duci sus, 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 încet. Claudia Pavel este adepta unui stil de viață sănătos. Claudia, de câte ori vii la sală? În principiu ar trebui să vin în fiecare zi, în afară de, mă rog, sâmbătă, duminică, dar de 5 ori tot trebuie să vin. Obligatoriu. Obligatoriu. Cum e? E cu minte, Claudia? E muncitoare. Și asta e cel mai important. Eu recunosc că e ca la spovedanie, știi? O mai stric uneori la mâncare, se uită urât un pic la mine, dar te muncesc, asta e important. Nu mă dau înlături de la muncă. Vedeta este recunoscută pentru zâmbetul său de milioane. Ca orice artistă care se respectă, Claudia are grijă și de dantura sa. Claudia, cum reușești să ai un zâmbet așa de frumos? Mulțumesc foarte mult. După lungi căutări, cel mai important este să ai cel mai bun doctor din lume. Cum ați reușit să-i faceți Claudiei un asemenea zâmbet frumos? Acum zâmbetul depinde și de gena fiecăruia și depinde și de cu ce vine de acasă. Noi suntem artizani aici, să spunem, da, poate o strălucire mai deosebită, așa că meritul e bilateral.